revenind la tema unificării dreptei, care mi se pare importantă, extrem de importantă, pe termen lung. Și întrebarea e dacă dumneavoastră vedeți cu cei de la PNL, după ce vă clarificați în partid, atât USR cât și liberalii, după ce veți avea congresele astea, alegerile interne, cum vedeți relațiile cu ei? În primul rând, cred că termenul potrivit nu este unificarea dreptei, ci unificarea anti-PSD, cumva. De ce spuneți? Pentru că noi am agreat de la început în USR, că în USR vor exista și progresiști și conservatori și oameni de dreapta și oameni de stânga pe un proiect comun care vizează onestitate, transparență, demnitatea funcției publice și tot fundamentul statului de drept. Și cumva e nedrept față de colegii noștri care sunt de stânga să-i includem în deși trebuie să spunem că sunt minoritari ca și publicul nostru. Să includem în acest concept de unificare a dreptei. Noi, în momentul de față, avem relații parlamentare corecte cu PNL. Vă aduc aminte că am semnat împreună o moțiune de cenzură. Lucrăm pe proiect. Pe de altă parte, sunt județe care sunt dominate de PNL, în care colegii noștri consideră PNL-ul inamicul, pentru că văd că acolo nu, administrația condusă de PNL nu este ceea ce ar vrea ei să fie. Deci este o relație complicată în care noi considerăm că ne respectăm toate angajamentele pe care le-am făcut către publicul nostru. Deci vedeți mai degrabă o apropiere, o colaborare cu liberalii sau mergeți fiecare pe drumul lui? În acest moment merge fiecare pe drumul lui și când sunt subiecte de interes în care opiniile converg, evident că vom discuta cu ei. Vorbeam de decizii strategice, de decizii importante. În perspectiva alegerilor din 2019, respectiv 2020, ce veți propune partidului? Dumneavoastră ca președinte de partid, unificarea, poftim, anti-PSD, să zicem, unificarea dreptei, sau maximizarea șanselor USL pentru a lua locul PNL în ceea ce se cheamă azi opoziție? Eu cred, fără să fiu, deci, unul la mână că în acest moment este foarte devreme pentru USR, un partid de câteva luni, să vorbească de alianțe și fuziuni, pentru că el nu și-a construit încă propria identitate. Da, dar asta este acum. Ca lider, trebuie să aveți o viziune, trebuie să asta aveți este acum. O perspectivă și să oferiți această perspectivă simpatizanților, membrilor, alegătorilor USR. Eu nu cred în acest concept de unificare a drept. Pentru că publicul de dreapta este extrem de divers. Vă aduc aminte de momentul alegerilor locale din București. Jumătate din oamenii de pe pagina mea de Facebook doreau să fac înțelegerea cu PNL-ul și cu Cătălin Predoiu. Jumătate din oamenii de pe pagina mea de Facebook spuneau că nu vor să mai audă de mine dacă fac o înțelegere cu PNL și Cătălin Predoiu. Mai am exemplu care în teorie era excepțional. Un partid de 20%, PNL, fuziona cu un partid de 20%, PDL, rezulta un partid de 40% plus, care spulbera PSD-ul la alegerile locale. Și ce s-a întâmplat? Aceste 20% plus 20% a dat 20 și ceva%, și partidul ăsta, rezultat din fuziune, nu își găsește identitatea nici azi. Deci eu cred că publicul de dreapta este foarte divers
Și cred că, sau anti-PSD, că am luat de la dumneavoastră terminologia, este foarte divers și că USR-ul răspunde așteptărilor unei părți importante din acest public. Pe de altă parte, contraargumentul, domnule Dan, este o dreaptă fărâmițată, asigură în 2020 un nou mandat unui PSD care ne-a arătat în istoria lui că rămâne monolit orice s-ar întâmpla în interiorul acelui partid. Eu nu cred asta. În 96 a fost o dreaptă foarte fărâmițată care a câștigat. În 2004 a fost o dreaptă fărâmițată care a câștigat. Într-un unită, într-o alianță. În CDR în 96, iar în 2004, fără alianța, da, PDL plus PNL, alte două partide complet diferite la vremea respectivă, iarăși n-ar fi bătut PSD. Deci de fiecare dată PSD a fost bătut printr-o alianță. Sunteți de acord cu mine că o fuziune, fie în 96, fie în 2004, ar fi fost catastrofală? Nu, nu de fuziune. Nu de fuziune. Unificarea dreptei nu înseamnă fuziune, neapărat. Cine se gândește la fuziune când vorbește de unificarea dreptei, că o comite o eroare. Unificarea se poate manifesta prin mult mai multe forme. De la alianță, de la alianță înregistrată, neregistrată, etc. Ceea ce am... Ca să vă răspund la întrebare, că este și asta o acuză în spațiu public, că USR-ul este cumva, joacă cumva în lumea lui și că nu vrea să audă de interese, interesul național. În 2016 a fost o dezbatere internă la noi, în care multă lume a spus că pentru a ne maximiza șansele trebuie să ne păstrăm linia și să dăm în toată lumea să spunem că suntem singurul partid nou. Decizia majoritară... Ceea ce ați făcut, chiar dumneavoastră. În ce moment? În campania electorală, asta spuneați, suntem singurii total diferiți de ceilalți. În campania de la parlamentare. Da. Am spus asta, dar am spus și că alternativă la PSD există o alternativă, Dacian Cioloș, sprijinit de PNL-USR, care nu fac o alianță, dar care, în situația în care întrunesc o majoritate, vor negocia foarte bine un proiect de guvernare, un program de guvernare în care USR va avea un cuvânt de spus. Ei, aici mi-ați ridicat dumneavoastră o minge la fileu. În campanie electorală l-a susținut pe Dacian Cioloș. Mm-hmm. Ce spuneți electoratului, ce spuneți alegătorilor dumneavoastră când argumentați că nu e bine să intre în USR? Din moment ce l-a susținut în campanie și a spus el e omul, pe el îl susține. Acum veniți să le spuneți, domne, nu e bun pentru USR. Da. Asta am spus nu numai în campania electorală, asta am spus și la jumătatea lunii ianuarie. Veniți în USR. Domnul Cioloș mai întâi a spus că își face un ONG, după care s-a dus să negocieze cu PNL-ul și după care a venit să negocieze cu noi. Cam asta e răspunsul. V-a supărat că s-a dus întâi la Liberale, asta e clar. Cam asta e răspunsul. Că a mers întâi la PNL și... Niciodată domnia sa nu a spus valorile mele sunt valorile USR-ului. Care nu știm care sunt, că dumneavoastră adineori spuneați că sunt și de dreapta, și de stânga, și de centru, și că e o struț, o cămilă pe care, apropo, o veți defini până la urmă la congresul din mai? Veți spune cine suntem noi USR? De centru, de stânga, de dreapta? Suntem un partid în care pe anumite chestiuni oamenii au opinii diverse, dar ca proiect pentru România și ca răspuns la problemele urgente pe care România le are, care sunt cheltuirea aberantă a banului public, o administrație care să funcționeze, o onestitate în tot ce înseamnă spațiu public, toată lumea este.
ce se va întâmpla când USR-ul va fi un partid mai mare și când aceste diferențe ideologice vor fi mai pregnante, o să vedem. Pentru moment, România are niște urgențe și considerăm că USR-ul răspunde acestor urgențe. Revenim un pic la unificarea Dreptei. Un exemplu foarte bun de cum ar putea funcționa sau nu unificarea asta. La Craiova vor avea loc alegeri pentru funcția de primar. Acolo PSD domină. Veți merge cu propriul candidat sau veți discuta cu liberalii să aveți un candidat comun? Eu sper ca până când vor fi alegeri la Craiova, Târgu Jiu, poate și Baia Mare, să revenim la alegeri în două tururi. Asta ar fi ideal. Ideal. Pentru că fiecare... Dar, deocamdată, legea e asta și va trebui să vă faceți strategia pe legea în vigoare. Mm-hmm. Pe legea în vigoare, cum faceți? Nu am, nu am pus încă în discuție cu colegii mei chestiunea asta. Dacă vreți, opinia mea personală este că trebuie să mergem cu candidatul nostru fără un candidat comun al Dreptei. De ce? Pentru a ne păstra față de publicul nostru fidel, distanța față de un partid care nu seamănă cu noi, PNL. Bun, încă o temă interesantă în interiorul USR, relațiile dumneavoastră cu doamna Clotilde Armand. Ce s-a mai întâmplat întâi de toate cu sesizarea depusă împotriva doamnei Clotilde Armand, care, căreia o colegă i-a cerut demisia pe motiv că nu prea vine la ședințele Consiliului Local din sectorul 1? După cunoștințele mele, nu a fost, judecată încă, dar așa cum am spus într-o conferință de presă imediat după ce această sesizare a fost făcută, nu este un capăt de țară această sesizare, sunt ca în orice partid, sunt foarte multe sesizări pe care oamenii și le fac unii altora. Deci nu este ceva important. Ați declarat că mai degrabă nu mai sunteți prieteni cu doamna Clotilde Armand. De ce s-au răcit relațiile cu dânsa? Astea sunt chestiuni personale. Ce important este că în USR oamenii comunică și acționează spre binele partidului. Ma, nu cred că sunt chestiuni personale, pentru că acest partid USR se identifică întâi de toate cu numele dumneavoastră, dar în mare măsură și cu numele doamnei Armand. Și atunci, pentru publicul dumneavoastră, mi se pare decent să explicați ce ați vrut să spuneți când ați declarat că nu mai sunteți atât de prieteni cu doamna Armand. Adică ce s-a întâmplat? Lor să le explicați, nu. Nu, evident că n-o să fac asta. Sunt chestiuni, poate că n-ar fi trebuit să răspund la întrebarea de la adevăr pe subiectul ăsta, dar sunt chestiuni interne în USR din care eu pe care n-o să le scot afară. Bun, credeți că va candida la congres doamna Armand împotriva dumneavoastră? E dreptul domniei sale și cu cât competiția va fi mai mare, cu atât va fi mai interesantă. Veți propune înființarea unor noi funcții de conducere în USR, asta în perspectiva în care domnul Cioloș ar putea să vă dea un răspuns pozitiv? În momentul acesta, deci în momentul ăsta este un calendar, există niște juriști care lucrează la statut, că ce mă întrebați dumneavoastră e o chestiune de statut, există un calendar de elaborare a statutului, o să fie pe 22 aprilie o întâlnire a președinților filialelor județene, cu biroul național, cu președinții filialelor de sector, ca să vedem forma de statut către... Pentru că nu poți să dezbați un statut pe articole la congres și să încercăm să vedem, să punem congresul doar în fața unor de două, trei decizii strategice, așa sau așa, de exemplu dacă parlamentarii să fie în comitetul executiv sau nu. Deci, pe scurt... O formă cât de cât agreată de statut va fi pe 22 aprilie
Și din ce am văzut până acum, nu a propus nimeni crearea unor funcții speciale, mai puțin acest comitet executiv intermediar între Congres și Biroul Național. Deci nu președinte executiv sau prim președinte sau altceva? Nu s-a, nimeni n-a propus până în momentul ăsta. Bun. Și ultima chestiune, ca să încheiem într-o notă cât mai onestă acest interviu, v-aș întreba poziția dumneavoastră personală. Care este în ce privește domnul Ciolo și venirea domniei sale în USR? Vi-l doriți în USR sau nu? Cât mai onest V-am răspuns la... Ați uitat să puneți în întrebare și în acest moment. În acest moment, vi-l doriți sau nu vi-l doriți? Asta este un aspect important. Ca să vă dau răspunsul, mai am nevoie de ce își dorește domnul Cioloș, ceea ce nu ne-a comunicat în fața acestei echipe de discuții și cred că vi l-am dat. Există o majoritate care îl dorește și o minoritate Nu, aici sunteți politician, mai politician decât politicieni. Dumneavoastră personal, eu, Nicu Șordan, uitați, repetați după mine, eu, Nicu Șordan, mi-l doresc sau nu pe Dacian Cioloș în USR? E simplu. Domnul Tăpălaru, v-am răspuns. Nu mi-ați răspuns. Există o majoritate care îl dorește. Știți că sunt încă păsânași și sunt o minoritate. Și o să vă întreb și de 100 de ori dacă e nevoie. Și o minoritate, și sunt în stare să vă răspund și eu de 100 de ori. Și o minoritate din care fac parte, care nu consideră benefic în momentul ăsta. Dar dumneavoastră, aveți o opinie? Sigur, cea pe care am exprimat-o. Anume, vi-l doriți sau nu, în acest moment? Sunt în acea minoritate care nu consideră oportună venirea sa în acest moment. Mulțumesc!